episodul de astăzi am intrat pe Minecraft și am devenit samurai pentru 24 de ore. Hai să facem, fraților, la episodul ăsta peste 150 de like-uri pentru că am găsit un server unde să facem seria cu abonații. Jos în descriere o să găsiți IP-ul de la server și tot ce trebuie ca să veniți să vă jucați alături de noi. Cine vrea să vină la noi în serie să scrie un comentariu cu eu. Așa că eu nu vă mai rețin, fraților, și să-i dăm drumul cu episodul. Băi, fraților, Ratopia s-a terminat și am ajuns cumva aici pe serverul ăsta, pe Royal Family. Și o să vedem ce se întâmplă pe aici, fraților, dar voi trebuie să apăsați butonajul de like pentru că începe seria cu abonații, iar seria cu abonații o să fie pe acest server, de fapt pe acest server. Momentan este IP-ul așa, dar avem aici și alături de noi pe domnul owner al serverului, domnul fondator, pe care o să-l găsim chiar aici și pe domnul Pantera. Hai cu cât mai multe like-uri și scrieți un comentariu cu eu dacă vreți să intrați în seria cu abonații, fraților. Chiar aici este domnul Pantera, domnul owner, domnul care a creat acest server minunat. Salutare, salutare, domnule Pantera. Salut, 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 vă salut pe toți. M-a contactat Pantera să colaborăm, fraților, și cum am, eu am gândit-o în felul următor. Am zis, trebuie neapărat să facem o serie cu abonații, deci este șansa voastră să vă jucați alături de mine și alături de noi, că, pentru că, uitați, mai sunt jucători aici și l-am luat pe domnul Pantera aici să ne arate ce e mai interesant pe server, pentru că, după cum puteți vedea, este un server custom, adică avem și texturi custom și tot felul de nebunii și, băi, șmecherie, mă, nu altceva. Cu ce vrei să începem, domnule Pantera? Arată-ne și nouă drumul spre victorie. Deci, drumul spre victorie. Așa. Să începem cu sistemul de dungeon-uri, deci AG, da. Ne teleportăm, mapa este custom, avem și o arenă aici undeva în dreapta unde puteți face XP. Vevim boss de la level 1 până la level 20-30 și avem așa, avem turnul 1 în care găsim boss mai ușor până la level 40-45. Deci ăștia-s boss-ii aia mai așa, mai pentru noobi, să zic. Da, 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 mai pentru ăștia mai mici, pentru începători. Dacă adică nu pentru noi, fraților, nu pentru nimeni altcineva. Să înceamtăm aici dacă nu aveți posibilitate. Ok. Da, coborăm aici, avem aici pe levele de la level 10, 15, 20. A, și levelul meu este levelul 7, că văd că acolo scrie level sau nu, 7. Eu n-am niciun level, de fapt, cred că. Tu n-ai niciun level momentan, dar levelul ăla este la altceva, care ți apare ție acolo sus în fața numelui. Okay. Este practic de la timpul jucat și bonusurile pe care noi le oferim. Adică, ca să zic mai pe scurt, banii de pe banii care vă puteți cumpăra iteme de pe site, de pe shop-ul de pe site de la noi, le puteți face și în joc, jucându-vă. Adică, nu e pay to win, adică. Cam așa. Exact. Adică, veniți, faceți toți boss și primiți o anumită sumă de bani. Stați online, primiți o anumită sumă de bani și tot așa. Și cu suma asta de bani, din ce am înțeles de la tine, poate să-și cumpere oamenii și grade pe server, fly și așa mai departe, toate nebunelile astea. Sigur, sigur, cum să. Deci ați auzit, fraților, mare șmecherie. Le-am zis ceva la oameni cu IP-ul pe care l-aveți acum, din ce am înțeles de la tine, la update-ul următor o să fie un IP mai ușor. Da, o să fie un IP mai ușor deoarece este prea lung și, na, cum se, oamenii nu prea țin minte, așa, un IP ușor, realfamily.ro, se va schimba zilele următoare. Da, și până atunci o să găsiți jos în descriere, fraților, IP-ul acesta, Discord-ul, site-ul băieților și tot ce trebuie și vreau să vă fac un anunț foarte, foarte important, fraților. Ideea stă în felul următor. Eu o să fiu live la ora 4, deci voi vedeți episodul acesta la ora 1, iar eu de la ora 4 o să fiu live, fraților, aici și pe server. Deci să fiți cu toții pe live ca să intrați în seria cu abonații, băieți, fete, bun. Unde suntem aici? Bă, unde m-ai adus? Deci te-am teleportat aici și restul las să descopere lumea ce e pe server. Asta e arena de XP. Adică, pur și simplu, e un simplu teleporter acolo, intri în el, așa. Te duci acolo jos și îți vin din stânga și din dreapta, față, spate, boși. Și te bați cu ei, mobi, boși și crești. Mamă, ești nebun! Păi, și boși poate să vină aici? Da, poate să vină și boși, și mob normal, și mobii cu elite. Bă! Șmecherie și rău. Este parte, a doua parte, dar eu zic să lăsăm să descopere oamenii. Da, și oricum practic și eu vreau să descoper asta pe live-uri, că îți dai seama că mi se pare super interesant. Bine, oricum, da. O să te mai întreb pe tine, că și eu sunt începător la tine pe server și îți dai seama că trebuie să te mai întreb și eu pe tine, că nu știu eu nicio atât de bine. Așa, ce mi-ai mai zis tu și mi s-a părut super interesant, chestia aia de bresle sau timuri, cum vreți voi să ziceți, fraților, putem să ne facem o breaslă. Capă Metin, mă, jucătorii mei de Metin în comentarii, vreau să-i văd acolo pe oamenii mei de pe Metin. Băi, eu am fost nubrau de tot la Metin, nu a fost în mine. N-ai nimic, toată lumea a început de jos. Bun, repede să vorbim și despre asta.
Deci, se va face ca un fel de brazer, să-i spunem așa, că avem jucători de metin. Așa. În care vei crește brazla. Cum vei crește brazla? De obicei vei avea un număr limitat de membri, de la 5 până la 10 maxim. Dintre care o voi crește prin niște mobi custom, care o să-i băgăm pe server. Da? Pur și simplu te duci cu câți ai, cu echipierii, ai bătut, ai crescut, ai făcut level, ai crescut 5 nivele, ți s-a mai deblocat un slot ca să poți să mai bagi încă un membru. Okay. Și prin asta te vei, după ce te-ai făcut, nu știu, 20 de persoane, 30 de persoane, te vei bate cu alți deținători de brezle, să spun. Deci așa. Faceți clan war ca pe... Ca pe Metin. Ca pe Metin, exact. Da. Ok, 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 interesantă treaba asta. Bun, putem să mergem de aici? Putem să-i dăm la spawn? Da, da. Hai să mergem la spawn. Bă, asta îmi place foarte mult, fraților, că în ultimul timp serverele din România sunt custom. Nu mai sunt serverele de alea vanilla, clasice și stai, te duci, minezi ca bou, vine unul, îți distruge protecția fără să vrei, pac, te-ai dus. Hop, asta e că am dat un pumn în microfon. Ia uite aici un job, vreau să-mi iau și eu un job. Poți să-mi iau un job? Poți să-ți iei chiar 3. Jobs, așa. Poți să-mi iau 3 joburi deodată? Sigur. Mamă, păi stai așa, ce vreau? Vreau să mă fac ăsta și vreau să mă fac eu explorator. Ok, și ce să mă mai fac? Lumberjack. Asta. Am 3 joburi, fraților. Sunt regele pe bune, acum nici nu mă mai interesează, fac bani de mă plictisesc. Opa, tool skin-uri, deci asta am vrut să vă prezint și eu, fraților. Cum, ăsta de pe store poate să le ia lumea sau poate să le și câștige? Deci astea nu se poate găsi pe store, doar în joc le puteți face. Deci pur și simplu avem un sistem de chain, open key. Ok, da? În care cheile le puteți lua și pe site și v-am spus, puteți faceți în joc absolut tot. Absolut tot ce se poate face și cu ce bani. Se poate găsi. Exact. Okay. Bun, hai să mergem atunci aici până un alta, până mai vorbim. A, tagurile astea mi s-au părut foarte interesante. Scuze că te întrup, eu vorbesc mult de obicei. Îmi cer scuze de pe acum, uita să te anunț. Tagurile astea sunt gratis, fraților, și puteți să vă luați tag cu ce vreți voi. Deci aici aveți din filme și din toate chestiile. Uite, de exemplu, dacă vreți să vi-l puneți pe Yoda, l-ați ales. Când dați tab, se vede Baby Yoda acolo lângă numele vostru, dacă puteți vedea acolo lângă numele meu. Bă, asta e șmecherie rău de tot, n-am să mint. Uite și mâncare, others. Vreau să rămân la ăsta cu Lucky Block. Ok, și aici sunt crate-urile, fraților. Crate-urile astea știți că sunt nebunia mea. Deci la un moment dat farmam pe servere numai ca să deschid crate-uri, ca să înțelegeți cum stă treaba. Să spun așa repede pe scurt, mov și cu auriu sau galben, să-i spun, da, așa, sunt cele mai rare. Hai mă, 10.000 de dolari m-am îmbogățit, gata. Am terminat jocul, am terminat Minecraft-ul. Ăsta albastru e mai bun puțin decât cel verde. Opa, random tool skin, ia să vedem. Bun, ți-a spus în chat ce ai primit. The Twilight X skin, ia să văd, am un X în inventar. Și acum trebuie să dau slash tool skin. Tool skin, da. Mă duc și la X. Și îl cauți acolo. Stai că pot să-l pun doar pe Netherite sau Diamond și eu n-am din asta. Ok, deci să-mi aduceți aminte, fraților, pe live că l-am pe ăsta de Twilight. Că, ce șmecher arată, ești nebun la cap. Doamne, încă 64 iron. Să fie un secret că am ce poți cumpăra cu coinurile. Pentru că o să fie foarte multe, foarte multe chestii adăugate. Okay. Și foarte multe reduceri și foarte multe evenimente. O să gândim serverul ăsta la un nivel înalt. Iar, mamă, 50, știi câți bani am? 211.000. Poate să folosească referalul tău, Ase Mădălin. Ok. O să bag să primească și ei ceva. Chiar în seara asta lucrez. Și dacă intră după referalul tău, o să primească și ei ceva acolo în inventar, așa de început. Hopa, auziți, fraților, o să găsiți în descriere și treaba asta. Acum mai dat și pe mine pe spate, că nu știam asta, știi? Ok, bun, deci astea sunt crate-urile, așa? Da, astea sunt și hai să-ți arăt eu, cred că nu știi, dar hai să-ți arăt eu ceva super tare pe server. Bă, ce e asta, bă? Ia stai puțin. Chat? Sunt ninja? Pe Minecraft? Ne poți explica și nouă ce e asta? Mamă, în viața mea n-am văzut pe Minecraft așa ceva. Ba, sincer, o singură dată am văzut ceva asemănător, dar nu de ninja, pe Minecraft Bedrock. Dar de mult, când mi-am luat eu Bedrock-ul prima dată. Deci, asta este sistemul de armuri custom, da? Vă așa puteți face cu bănuții care îi câștigați în joc coinurile de v-am spus, la o anumită sumă. Vă puteți cumpăra și voi o armură dintre asta.
Pe site la noi găsiți absolut toate armurile care se bagă și dacă aveți preferință de o armură, să-i spunem, personalizată și de un nume personalizat, adică cum mi-apare mie deasupra Ofner și în tab Helper, așa o să vă apară și voi, puteți să vă pun orice doriți, absolut orice, se face manual, se lucrează, se implementează și armura voastră custom, dar dacă eu o fac pe numele tău, Mădălin, și te omor, așa, practic tu mori, pierzi doar inventarul, ce ai în inventar și armura rămâne pe tine. Mamă, deci, e și... deci fraților, asta e o chestie super șmecheră. Dacă dai banii odată pe armură custom, bă, ți rămâne, nu o pierzi, adică nu vine unul îți dă target sau te omoară cu hack, cu ce hack-uri mai sunt pe Minecraft, că nici eu nu știu, și după aceea îți pierzi armura. Nu, frate, deci asta e șmecher, bun, ok, asta chiar e șmecher. Mamă, dar stai puțin că văd că e o pair rău de tot armura. Da, este mai bună ca cea de, de Netherite și îți oferă anumite bonusuri, speed, jump și vă las pe voi să descoperiți. Mamă. Adică băieții să nu înțeleagă, pentru că băieții care joacă la noi pe server au înțeles greșit și nu vreau să înțeleagă lumea greșit. Așa. Cu enchanturile custom pe care le avem, unul de Netherite sau așa poate să bată și armura asta. Adică nu am făcut comparație între armurile custom și armurile de pe joc. Da. Adică n-ați făcut ca și cum să-și ia cineva cu banii asta și să devină cel mai OP de pe server, gen. Nu. Ok. Uite aici la rewards, astea le-am luat mai înainte. Le-am luat. Deci poți să iei odată pe săptămână, odată pe zi și odată pe oră. Bă, interesant. Ce-i coin shop-ul ăsta aici? Bă, e o maimuță. Ia. Ce face maimuța asta? Bă, nu știu cum să zic, dar știi că am făcut 481 de coins din ăștia de cum am deschis alea și m-am jucat. Ok, pets. Da. Ce pet să-mi iau de aici? Ia zi-mi tu. Care pet ți se pare mai tare? Cred că o să-mi iau un kitty pet, că îmi plac pisicile super mult. Și de acolo ți activezi. Ia uite-o, bă, cum vine după mine. Nu cred, ești nebun? Am o pisică, chat. Bă, ești nebun? Bă, cât de tare e chestia asta. Și ia uite ce... stai puțin. Scuze-mă, puțin, o să sparg și eu niște bani la tine pe server acum. Deci uitați, ca să înțelegeți, fraților, puteți să vă luați și rancuri de donator, gen, cu banii pe care îi faceți în joc. Nu trebuie neapărat să veniți și să donați, cum ar veni. Puteți să stați pe server, să vă jucați puii mei și vă faceți niște conși de ăștia și luați, după aceea, vă luați peturi, uite, furniture. Mamă, furniture, ok. Astea o să vreau să le descoper mâine pe live, cu siguranță. Particule, ce particule să-mi iau? Green Sparks. Așa, și acum ia dau iar cosmetics, particule și... Ia uite cum mă fac! Bă, ești nebun la cap! Uite, claim blocks, deci ca să puteți să dați claim, pentru că nu este un server din ăla cu protecție. Aici puteți să dați claim, este mult mai ușor făcut serverul, asta îmi place iar foarte mult. Sistemul de claim care este acolo a fost schimbat cu unul mult, mult mai interesant și mult mai OP, deoarece, știți, ca pe oricare există hater și în Minecraft. Adică nu am vrut ca să poată să pună cineva lavă la casă, să suie pe munte, pune lavă și nu. Ok, putem să mergem undeva RTP să vedem ultimul. Și să-mi zici cum se folosește, să arătăm chestia asta. Deci unde este claiming tool-ul ăsta, da? Ăsta ți-l dă la început. Hai să mergem într-o zonă mai fără pomi, stai așa. Da, ia mă, dă-mă și pe mine, că eu cred că acolo și rămân cu oamenii. Ia uite, și acum fac, cum mi-am luat și jobul de explorer, fraților, deja am făcut level 1 și fac XP. Ia uite, deja level 3 la explorer. Ce vreți, fraților, mai mult de atât? Așa. Ei, băgăm slash claim fără lopată, n-ai nevoie de lopată, poți să o arunci pe jos, doar cu mâini slash claim. Da, bun, ți s-a pus în spate un clopot în care l-activezi și e meniul tău. Și ca să zicem, dacă mărim claim-ul, slash claim auto, claim. Și o să-ți apară o bară, o să vezi tu, practic, protecția ta cum e verde. Okay. Te prim prin ceancurile care le vrei. Da, de obicei dacă vrei uite să și uite cu verde, mamă, cât de șmecheră-i treaba asta, ești nebun. Bă, și nu mai stai cu protecții și cu de-alea, stai puțin aici, cred că și în partea asta, gen. Eu pot să merg acum 100 de ceancuri cu claim-ul ăsta de început, da, nu? Da. Ok, deci da. Pot să mă duc în partea asta și să merg la 100 de ceancuri, dar asta e casa ta? Da. Joc și eu ca și un player normal, deci să nu... Asta e prea aproape de tine, să mă duc mai în părțile astea. Ok, deci da, fraților, și vezi că 100 de ceancuri e chiar mult, adică, bă, chiar e mult 100 de ceancuri așa din prima. Puteți să vă construiți în 100 de ceancuri o grămadă de chestii, nici nu o să dau eu claim acum la toate nebunelile astea. Și aveți chirie
la 5 ore aveți chirie ca în viața reală. Adică bănuții care îi faceți, va lua o mică chirie pe protecția care o aveți. Ah, ok, ok, ok. Și gen, dacă nu mai intre cineva, adică își pierde chiria, nu? Își pierde protecția, cum ar veni. Nu și-o pierde, doar îi o dezactivează pe perioada respectivă. Sau dacă are pur și simplu bani în cont lăsat și nu mai intră, îi se ia de acolo automat. Nu trebuie să fie neapărat online. Ah, uite, acum, atunci, de exemplu, mi-a $500 pentru fiecare claim. Ok, ok, ok. Da. Bun, și acum cum scap de asta verde? Dau slash. Exact. La fel, claim auto. Claim auto. Oh, claim. Și s-a oprit. Așa. Bun. Bă, da, tare chestia asta, deci n-am să mint. Și cu verde să vezi cât iei, bă, șmecher rău de tot, să-mi bat picior. Deci abia aștept să încep seria cu aboratii. Uite și scrie când intri la mine în protecție. Da, uite, am mai la da, Asimodalin, prima Asimodalin. Da. Și aici o să fie baza noastră, fraților, baza Breslay, să-i zic așa. De aici pleacă baza Breslay, Doamne ajută pentru toată lumea. Fraților, noi vă mulțumim foarte mult pentru atenția acordată. IP-ul este aici de la Royal Family, o să-l găsiți și în descriere. Și la următorul update o să se schimbe, când o să vină următorul update, oricum o să schimb și eu, fraților, descrierea. Dar până atunci, ăsta este IP-ul și nu uitați, la ora 16:00, la ora 4, vă aștept pe TikTok, fraților, să facem acolo primul live din seria cu abonații, pentru că aici o să fie seria cu abonații. Hai acolo și acum multe like-uri, jos în descriere o să găsiți și Discord-ul băieților și tot ce mai au ei, ce mai îmi dau să pun în descriere acolo, pune fratele vostru. Vă așteptăm și pe Discord, vă așteptăm și pe server. Și apropo, cine are timp și intră mai devreme înainte să fac eu live-ul și îmi scrie "Pase, am venit de pe clip", îl bag în serie mai rapid, are șanse mai mari să intre în serie decât cei care intră direct de pe live. Bine, fraților, eu am fost Ase alături de Pantera. Vă mulțumim foarte frumos pentru atenția acordată și noi o să ne revedem data viitoare cu noi videoclipuri, adică mâine. Vă pupăm, vă iubim, baftă lume. Pa, pa.